Salut! Hai să facem împreună un antrenament, un mic antrenament, 10 minute pentru abdomen. În special îți vei simți partea de jos a abdomenului, dar cât de puțin lucrăm absolut tot abdomenul, inclusiv obliquii. Vom folosi intervale pentru acest antrenament, adică 30 de secunde faci exercițiu și 10 secunde iei pauză între exerciții. Avem 5 exerciții astăzi pe care le repetăm de 3 ori. Deci, eu nici măcar adică picioare, poți să faci acest antrenament doar ca o mică ieșire din șezutul pe scaun, ca să te miști puțin fără să transpiri foarte mult sau să lească mult echipament. Sau poți să-l faci la finalul unui antrenament, la finalul unei alergări, ca să stonifiezi și abdomenul. Da? Îți arăt primul exercițiu, pe restul ți le arăt pe măsură ce apar în program, dau un cronometru și începem primul exercițiu din culcat. Culcat pe spate, aduni brațe și picioare, după care întinzi brațe și picioare, omoplații rămân ridicați, da? Și asta e tot, expiri atunci când te aduni la mijloc. Dacă ai probleme cu cervicala, poți să faci acest exercițiu cu capul pe podea. Te concentrezi în continuare, să strângi abdomenul și să ții spatele foarte lipit de podea. Perfect! Exercițiu 2. Palmele la ceafă, genunchii ridicați la 90 de grade. Alternativ, merg și ating podeaua. Sus! Încearcă să faci mișcarea doar din șol, nu și din genunchi. Genunchi rămâne constant la 90 de grade. Și încearcă să ții pieptul și omoplații cât mai ridicat, fără să-ți împingi bărbia în piept. Excelent! Iar exercițiul 3 este o planșă, singura planșă de astăzi, cu sprijin pe antebraț, extensii din gleznă, ca și cum ai vrea să te ridici pe vârful în poziția de planșă. Încearcă să nu ridici șezutul, să-l ții pe linie cu umerii. Așezat pe podea, întinzi picioare și le ridici la piept, ridicând un pic și șezutul. Exercițiu cu numărul 5, pornim cu picioarele întinse, ridici genunchi și te ridici prin exteriorul genunchiului. Faci o răsucire fără să te ridici în așezat. Excelent! Șorăm de la capăt. Genunchii la piept, vom porni cu pieptul sus, umerii ridicați, rămânem acolo și întindem brațe și picioare. Yeah.
Perfect. Apoi cu palmele la ceafă, genunchii așezați la 90 de grade. Bine activat abdomenul. Gândim în planșă. Folosește-ți respirația. Excelent. Și acum adunăm genunchii la piept, palmele sub șezut, inclusiv. Ridici ușor șezutul și partea de jos a spatelui de pe podea. Răsucirile, da? Bine, circuitul 2 s-a încheiat și mai avem a treia serie și gata. Sus. Excelent. Palmele la ceapă. Genunchii la 90 de grade. Hai să mergem în planșă. Încă două. Încă două.
Și ultimul exercițiu, întâi de picioarele. Gata! 10 minute s-au încheiat. Sunt absolut sigură că simți abdominul pentru că... Nu vă dau seama. Și eu mi-l simt al meu. Ne vedem și data viitoare. Ioana mi-a simțit. Lasă-mi un like, un comment, de subscribe ca să primești toate antrenamentele atunci când le postezi.